Acest videoclip este partea a doua a lucrării de structură a mecanismelor sau analiză structurală a mecanismelor și vine ca o continuare și o dezvoltare a conceptelor prezentate în videoclipul anterior. Punctul de plecare este ideea de grad de mobilitate al unui mecanism, expresie care a fost prezentată și discutată în videoclipul anterior, iar ca și chestiuni suplimentare ce vor fi expuse în acest videoclip sunt legăturile pasive sau lanțuri cinematice pasive, legături independente, conexiuni și grupe cinematice și respectiv transformarea instantaneu izocinetică. Ca o explicare și ca o justificare a nevoii de discutare a acestor concepte, o să demonstrăm pe unele mecanisme faptul că această expresie a gradului de mobilitate nu este suficient de generală. Și există unele mecanisme care trebuiesc analizate din punct de vedere al gradului de mobilitate, ținând cont de aspectele numite legături pasive și legături independente. Ca urmare, ca urmare a acestui proces, o să obținem o formulă sau expresie a gradului de mobilitate generalizată, care să includă aceste concepte și să acopere o plajă mai mare de mecanisme. Ulterior, ideea de conexiuni și grupe cinematice vine pentru a fi în ajutorul, mai degrabă în zona de sinteză a mecanismelor, când se dorește realizarea unor mecanisme care se dorește să execute o anumită funcțiune. O să discutăm mai multe la momentul respectiv. Așadar, prima chestiune pe care vom discuta se referă la legăturile pasive ce pot apărea într-un mecanism. Ca o definiție și ca o intuiție legată de aceste legături pasive, legăturile pasive se referă la lanțuri cinematice ce pot exista într-un mecanism, dar aceste lanțuri cinematice nu îi afectează modul de funcționare sau modul de mișcare al mecanismului, în sensul că fie avem un lanț cinematic, fie nu avem lanțul respectiv cinematic, în final mecanismul se mișcă la fel. Ca urmare, acele lanțuri cinematice sunt legături pasive. În acest sens, propun spre analiză un mecanism de tipul acesta, da? În care avem o structură ca aceasta, în care eu sunt elementul motor și introduc mișcarea în mecanism. Iar schema cinematică a acestui mecanism, am reprezentat-o pe tablă, este aceasta. Singura diferență este faptul că elementul motor în mecanismul din realitate este poziționat aici, respectiv în schema cinematică este poziționat aici, se observă și săgeata. Da? Iar noi putem să ajustăm acest mecanism ca să corespundă cu schema cinematică din poză. Da? Și atunci ar fi mecanismul așa, doar că în situația aceasta, din cauza imprecizilor de prelucrare a mecanismului, mecanismul se blochează. Și atunci, în cazul acestui mecanism, se pune întrebarea dacă există legături pasive. Pentru acest mecanism se face analiza structurală, iar ca orice procedură de analiză structurală, în procesul de analiză structurală se începe de la desenarea schemei cinematice a acestui mecanism. Da? Schema cinematică a acestui mecanism am și desenat-o, iar pentru acest mecanism, sau pentru această schemă cinematică, se calculează gradul de mobilitate și se aplică practic această formulă.
Te înscrii astfel. N egal cu 3, N minus 1, minus C4, minus 2, C5. Făcând analiza structurală, N se referă la numărul de elemente. Iar ca număr de elemente avem elementul fix, apoi elementul 1, 2 și, atenție, elementul 2 se referă la toată această bară. În mecanism ne referim la toată această bară. Această bară, o variantă ar fi putut să fie să avem o bară până aici, respectiv o altă bară aici. Acest mecanism nu este construit așa, în sensul că avem o bară care, o singură bară și e considerată un singur element. Ok, elementul 2, elementul 3, elementul 4. Deci, în total avem 0, 1, 2, 3, 4. În total, 5 elemente. Numărul de cuple de clasa 4-a, cuple de clasa 4-a apar între roată dințată și roată dințată, respectiv între camă și tachet. Acest mecanism nu există așa ceva. Ca urmare, numărul de cuple de clasa 4-a este 0. Numărul de cuple de clasa 5 avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuple de rotații. Și dacă se face calculul, 3 ori 5 minus 1, 3 ori 4, 12 minus 0 minus 2 ori 6, 12, gradul de mobilitate este 0. Deci teoria ne spune că acest mecanism are grad de mobilitate 0. Aia ce înseamnă? Că nu se poate mișca. Realitatea ne spune că acest mecanism se mișcă. Și atunci ceva nu este în ordine. Și vă rog să vă aduceți aminte că am spus că vrem să adaptăm această relație. Cum se face adaptarea acestei relații? Se introduce un concept nou numit ideea de legătură pasivă. Sau lanț cinematic pasiv. Și se scrie gradul de libertate al unui lanț cinematic pasiv, care are expresia identică cu gradul de libertate al oricărui lanț cinematic. Gradul de libertate al oricărui lanț cinematic este N egal cu 3N minus C4 minus 2C5. Pentru că lanțul nostru cinematic este un lanț cinematic pasiv, atunci o să punem și indicele P. Și vrem să identificăm care ar fi lanțul cinematic pasiv care am dorit să eliminăm din mecanism. Deci, dacă vă uitați la structura mecanismului și se face o analiză și un experiment mental și vă uitați la mișcarea punctului E, de exemplu. Punctul E va descrie o traiectorie de tip cerc. Pentru că elementul acesta este nedeformabil, da? Și este fixat aici și pivotează în jurul acestui punct, iar el va descrie un arc de cerc. Ok. Și ce se întâmplă dacă, de exemplu, se elimină acest lanț cinematic? Capătul barei, să zicem că rămâne. Punctul acesta E fiind capătul barei. Întrebarea este, dacă traiectoria punctului E se modifică? Răspunsul ar trebui să fie evident că nu. Da? Pentru că acestea sunt niște paralelograme, pentru că altfel nu ar funcționa mecanismul. Și atunci, eliminând acest lanț cinematic, noi nu schimbăm modul de mișcare al mecanismului. Ca urmare, lanțul cinematic pe care noi îl eliminăm este un lanț cinematic pasiv, care nu influențează modul de mișcare al mecanismului. Acum, sigur că acest mecanism poate să fie folosit și a fost folosit, practic, în
pentru a transmite mișcarea mai departe, de la elementul motor la roțile motoare, la una, două, trei, patru roți motoare. Da? Aici s-ar putea monta o roată, încă o roată și încă, eu știu, un număr nelimitat de roți. Atunci, de la elementul motor s-ar putea transmite mișcarea mai departe. Doar că e vorba de exact aceeași mișcare care, practic, e multiplicată. Și atunci, strict din punct de vedere cinematic, acest lanț cinematic nu influențează modul de mișcare al mecanismului. Da? Pe de altă parte, din punct de vedere funcțional, el are un rol foarte important. Noi facem analiză structurală și ne interesează modul de mișcare al mecanismului. Deci, din punct de vedere cinematic, acest lanț cinematic nu ne ajută, nu ne încurcă, deci putem să-l considerăm ca un lanț cinematic pasiv. Și atunci, înlocuind datele în expresia gradului de libertate al unui lanț cinematic, uitându-ne la lanțul cinematic de aici, avem câte numere de, câte elemente? Un singur element, da? E vorba de acest element binar. Cuple de clasa 4-a. Nu există cuple de clasa 5-a. Avem una, două cuple de clasa 5-a pe care vrem să le eliminăm. Și gradul de libertate al acestui lanț cinematic este 3 minus 0 minus 4 și este egal cu minus 1. Și atunci o să putem să ajustăm formula gradului de mobilitate scăzând legăturile pasive. Și atunci o să spunem că M prim este egal cu M minus LP, M fiind egal cu 0, minus LP minus 1, gradul de mobilitate real este egal cu 1, numărul de elemente motoare este egal și el cu 1, deci putem să concluzionăm că mecanismul este desmotron. Da? Și practic așa se finalizează partea aceasta de îmbunătățire sau de ajustare a expresiei gradului de mobilitate prin introducerea de legături pasive. Sigur că dacă s-ar scrie complet sau s-ar scrie altfel și practic așa o să găsiți în materiale expresia acestui grad de mobilitate, gradul de mobilitate real, expresia este următoarea. Da? Deci acesta este gradul de mobilitate prezentat ca și până acum, din care scădem suma gradelor de libertate pentru lanțurile cinematice sau legăturile pasive. Pentru că putem să avem mai multe legături pasive și atunci trebuie pe toate să le scoatem din practic din calculul gradului de mobilitate. Ok, asta este o primă ajustare și o să trecem în continuare la legăturile independente și o să discutăm pe un mecanism care prezintă asemenea legături independente, acest caz particular. Pentru a discuta ideea de legături independente, se consideră acest mecanism și reprezentarea lui în schemă cinematică, așa cum se vede pe tablă. Ca mișcare a acestui mecanism, acest mecanism se mișcă în felul următor. Este vorba despre un mecanism cu camă plană rotativă și tachet în mișcare de translație. Iar tachetul este prevăzut cu o rolă. În continuare, se face și analiza structurală a acestui mecanism. Se scrie formula gradului de mobilitate
și se identifică elementele și respectiv cuplele cinematice. Ca număr de elemente ar fi elementul fix 0, elementul de tip cam 1, elementul de tip roller 2, elementul de tip tachet, care e de fapt o bară, care execută o mișcare de translație față de elementul fix. Și elementul fix de aici și elementul fix de aici e același. Și chestiunea asta se poate vedea și pe mecanism, că acest element de tip bară execută o mișcare de translație față de elementul fix, respectiv gamma se rotește tot față de elementul fix. Și atunci, ca și număr de elemente, avem 0, 1, 2, 3, practic, 4 elemente. Numărul de cuple de clasa a patra. Clasa a patra, cuplele de clasa a patra apar între roată dințată și roată dințată, respectiv între camă și tachet. E bine, aici avem un contact între camă și tachet. Ca urmare, avem o cuplă de clasa a patra, cupla B, este de clasa a patra, iar cuple de clasa 5-a, care sunt rotație sau translație, avem 1, 2, 3 cuple de clasa 5-a. Dacă înlocuim aceste valori numerice, avem 3 ori 3, 9 minus 1 minus 6, gradul de mobilitate este 2. Ce ne spune acest lucru, că gradul de mobilitate este 2. Practic, ca mecanismul să fie desmodrom, în sensul că mecanismul să se miște tot timpul în același mod, ar fi nevoie de două motoare. Dar definiția formală a gradului de, a ideii de desmodromie spune că gradul de mobilitate trebuie să fie egal cu numărul de elemente motoare. La noi gradul de mobilitate e 2, numărul de elemente motoare ar trebui să fie tot 2. Dar, strict la nivel de intuiție, eu dacă mișc acest mecanism un milion de ani cu un singur motor, cu o singură manivelă, manivela care e asta, mecanismul se va mișca altfel. De la, poate de la o situație la altă situație, sau de la un ciclu de funcționare la alt ciclu de funcționare. Răspunsul este nu, sigur, ignorând uzura. Și atunci, mecanismul acesta ar trebui să fie cu grad de mobilitate 1 în loc de 2. Și atunci se pune problema. E formula necorespunzătoare sau e realitatea necorespunzătoare? Evident că formula e necorespunzătoare și trebuie ajustată. Lucrul acesta l-am și spus la începutul ședinței de laborator. Și atunci se introduce conceptul de legături independente. Iar ca definiție și ca identificare a legăturilor independente sunt legături care, dacă se fixează elementul motor, de exemplu, și se fixează în poziție un element, restul elementelor ar trebui ca să nu se mai miște. Da? Ca urmare, eu dacă fixez cama, ar trebui să tachetul să rămână în poziție și să nu se mai miște niciun element. Da? Dar dacă vă uitați, există această rolă care se poate roti și tachetul nu se mișcă, și cu toate acestea, rola respectivă se poate roti. Și atunci, rola respectivă are o mișcare independentă. Și chiar la rola respectivă ne referim când o să dorim să eliminăm un lanț cinematic. Acum o discuție scurtă legată de ce apare totuși acea rolă și care ar fi avantajul și de ce proiectantul și constructorul acestui demonstrator s-a chinuit să producă o, să introducă o rolă în acest mecanism, când pur și simplu ar fi putut să sudeze rola de tachet și să rămână mecanismul așa. Mișcarea, în final, ar fi fost aceeași. Motivul este pentru că dacă rola ar fi fost sudată de tachet și tachetul ar fi avut o formă, sau talpa tachetului ar fi avut o formă
circulară, atunci frecarea dintre tachet și camă ar fi fost o frecare de alunecare. Având rola, în schimb, nu există frecare de alunecare. Rola, putându-se rostogoli peste camă, atunci avem, în situația aceasta, avem o frecare de rostogolire. Iar ca și ordin de mărime, frecarea de rostogolire e mult mai mică decât frecarea de alunecare. Și, în consecință, un mecanism care utilizează o rolă va fi mult mai trainic decât un mecanism care folosește pur și simplu un tachet de formă, hai să spunem, circulară, cilindrică, permițând astfel o frecare de alunecare în locul frecării de rostogolire mai mică. Distinct din punct de vedere funcțional ne afectează rola respectivă, dar din punct de vedere cinematic nu ne deranjează că avem o rolă sau că avem o formă cilindrică aici, cilindrică pentru că rola are o anumită grosime. Da? Și se formează, de fapt, ca un cilindru. Ok? Mecanismul se mișcă la fel dacă am situația asta sau dacă fixez rola de tachet și mișc mecanismul. Mecanismul se va mișca la fel. Sigur, eu va trebui să depun un efort mult mai mare pentru că trebuie să conving forțele de frecare de alunecare între tachet și camă, da, față de situația anterioară când aveam alunecare de rostogolire, frecare de rostogolire. Da, bun. Am discutat acum despre de ce s-a introdus această rolă. Hai să introducem și să ajustăm această expresie a gradului de mobilitate ca să înglobeze și conceptul de legătură independentă. Și atunci, la fel ca și cazul anterior, se discută despre un lanț cinematic care are mișcări independente. O să spunem, plecăm de la formula gradului de libertate a unui lanț cinematic, este 3 n minus c4 minus 2 c5, dar pentru că este independent, îi punem indice ăștia. Ok. Mai departe, calculăm sau identificăm care este lanțul cinematic care are mișcări independente. Iar lanțul cinematic care are mișcări independente este format din rolă, da? Poate că ar fi mai intuitiv dacă s-ar face un experiment mental și s-ar suda această rolă de tachet. Da? Și atunci cupla asta cinematică de rotație ar dispărea. Da? Și atunci din două elemente se transformă într-unul singur. Da? Și atunci dispare un element. Număr de cuple de clasa 4. De fapt, dacă sudăm rola de tachet, nu umblăm la contactul dintre camă și tachetul nou. Deci ăsta va rămâne. Deci numărul de cuple de clasa 4 nu ne atingem de el. Deci cupla asta de clasa 4 va rămâne. Și în situația când avem cupla cinematică aici, și în situația când nu avem cupla cinematică. Deci număr de cuple de clasa 4 de care ne atingem în legătura asta independentă este 0. Cupla rămâne acolo. Număr de cuple de clasa 5 care vor dispare se referă la legătura asta dintre elementul 2 și elementul 3. Da, acolo erau cuple de rotație și asta va dispare. Așa atunci dacă se face înlocuirea numerică va fi 3 minus 0 minus 2, rezultatul este 1. Și atunci vrem să aducem în ordine gradul de mobilitate. M' va fi egal cu M minus LiD și asta va da 2 minus 1 și egal cu 1. Da, și chestiunea asta se întâmplă și în realitate, că eu am nevoie de un singur element motor, un singur loc unde introduc mișcare în mecanism, pentru ca să mișc întreg mecanismul
în mod desmodrom, în mod similar de la un ciclu de funcționare la celălalt. Da? Și dacă ar fi să scriem număr elemente motoare este egal cu 1, ca urmare mecanism desmodrom. Da? Și atunci, dacă ar fi să integrăm și aspectele de legături pasive și aspectele de legături independente, în calculul gradului de mobilitate se va obține o relație generală în care avem gradul de mobilitate este egal cu 3n-1 minus c4 minus 2c5 minus sumă de LP minus sumă de LIB. Da? Deci asta ar fi relația generală de calcul a gradului de mobilitate pentru un mecanism. Și se vede că avem relația pe care am discutat-o până acum și mai mult ajustăm cu legăturile pasive și cu legăturile independente. Ca o recapitulare, legăturile pasive sunt lanțuri cinematice care nu influențează mișcarea. Acum e situația aceasta în care dacă eliminăm acest element, mecanismul se va mișca la fel. Da? Dacă scoatem, putem să scoatem, de exemplu, acest element. Da? Acesta de aici și atunci mecanismul iară se va mișca la fel. Adică punctul ăsta va executa aceeași mișcare, chiar dacă există, chiar dacă nu există elementul respectiv. Acestea sunt legăturile pasive, respectiv legăturile independente, se referă la lanțuri cinematice care au mișcări dacă mecanismul este blocat. Deci ce înseamnă? Că dacă blocăm mecanismul în poziția asta, vedeți, rola se poate mișca totuși. Da? Și asta este un exemplu pentru a demonstra ideea de legătură independentă. Trecem mai departe la următoarea chestiune, conceptul de conexiuni cinematice. Prin definiție, conexiunile cinematice sunt lanțuri cinematice ce vin interpuse între două elemente. Și atunci există următoarele situații. Că între două elemente, ce se poate pune? Cel mai simplu lanț cinematic este format pur și simplu dintr-o cuplă cinematică. Da? Deci, ca număr de elemente, va fi 0 elemente și o cuplă cinematică. Iar cu linie punctată se simbolizează elementele care vor intra în legătură prin conexiunea asta cea mai simplă. Și de multe ori se confundă conceptul de conexiune cinematică și cuplă cinematică. Ca o chestiune totuși de similaritate este că doar în acest caz la conexiunile de tip A e vorba de o cuplă cinematică, dar la conexiunile de tip B sunt niște lanțuri cinematice un pic mai sofisticate, mai complicate, la conexiunile de tip C sunt și mai complicate. Da? Deci asta e singura paralelă cu cupla cinematică. Cupla cinematică este legătura mobilă și directă dintre două elemente. Conexiunea este lanțul cinematic ce poate să fie interpus între două elemente, da? Pentru a le lega. Deci un lanț cinematic, nu e o cuplă cinematică. Ok. Și atunci, mai departe, toate conexiunile astea, cele mai simple, formate dintr-o cuplă cinematică, se notează cu KA. Au 0 elemente, da, și se simbolizează așa. Aici avem doar o cuplă de rotație, aici avem o cuplă de translație, astea sunt cuple de clasa 5-a și aici avem o legătură de tip camă, tachet sau roată dințată, roată dințată. Pentru că și la camă și tachet avem contact între două suprafețe și la roată dințată, roată dințată, când intră în contact, flancurile dinților sunt tot așa niște suprafețe care intră în contact. Da? Deci aici sunt legături de acest tip.
Și de asta se calculează gradul de libertate pentru lanțul cinematic format doar dintr-o cuplă cinematică de rotație. Da? Am scris aici formula calculului gradului de libertate pentru un lanț cinematic. Și atunci, număr de elemente este 0. Cuple de clasa 4 aici nu avem. Avem doar o cuplă de clasa 5. Ca urmare, aici, gradul de libertate este minus 2. Ca urmare, această conexiune cinematică va fi notată cu kA minus 2. Aceea judecată și pentru acest lanț cinematic, care, în acest caz simplu de început, e format doar dintr-o cuplă de clasa 4. Da? Număr de elemente 0, cuple de clasa 4 a 1, cuple de clasa 5 a avem decât cu clasa de clasa 4. Da? Deci aici e 0. Și atunci gradul de libertate este minus 1. Gradul de libertate al acestui lanț cinematic este minus 1. Iar acest tip de conexiune va fi și notat kA, de data asta minus 1. Deci, după cum vedeți, se notează tipul conexiunii și paranteză gradul de libertate al lanțului cinematic. Mergem mai departe. Conexiuni de tip B. În această situație avem lanțuri cinematice care au un element. Și avem situația asta, de exemplu, când avem un element și două cuple cinematice de legătură cu potențialele elemente care vor fi legate printr-o conexiune. Da? Și atunci folosim expresia lanțului cinematic, număr de elemente 1, da? Deci numărul de elemente este 1, cuple de clasa 4, aici nu avem cuple de clasa 4, cuple de clasa 5 avem 1, 2. Da? Deci avem 3 ori 1 e 3, minus 0 rămâne cu 3, minus 2 ori 2, 4. Asta este, are grad de libertate, minus 1. Da? Și se notează kB minus 1. Ok? Și acea judecată aici, în care avem un element, aici avem o cuplă de clasa 4, aici avem o cuplă de clasa 5, o cuplă de rotație. Da? Și se calculează gradul de libertate al acestui lanț cinematic. Da? Avem elemente tot 1, cuplă de clasa 4 avem 1, cuplă de clasa 5 avem 1. Și gradul de libertate va fi 3, minus 1, 2, minus 2, gradul de libertate va fi 0. Și asta se notează kB 0. Ok? Gradul de, hai să spunem, complicare a unei conexiuni sau gradul de sofisticare a unei conexiuni crește. Trecem la numărul de elemente 2. Dacă avem două elemente și avem o configurație din aceasta și se calculează gradul de libertate, atunci avem aici avem două elemente, cuple de clasa 4, aici avem 0, cuple de clasa 5 avem 1, 2, 3. Și atunci, dacă se înlocuiesc aceste date în calculul gradul de libertate, se va obține 3 de 6 minus 0, minus 6, 0. Asta se notează kC, 0. Ok? Și numărul de elemente poate să crească. Da? Și dacă avem un număr de elemente 2 sau mai mult, toate aceste conexiuni se numesc conexiuni de tip C. Ca o completare, se poate înlocui una dintre aceste cuple cu o cuplă de clasa 4. Tot conexiune de tip C avem. În acest punct, aș vrea să subliniez două chestiuni. Ce ne vor fi utile. Prima ne va fi utilă la transformarea instantaneu izocinetică. Aici. A doua chestiune ne va fi utilă la ideea de grupă cinematică. Aici. Și o să încep cu ideea de grupă cinematică. Grupa cinematică se definește ca și o conexiune de tip C, care are grad de libertate 0. Dacă ne uităm în acest tabel, o să observăm că avem reprezentată chiar o conexiune de tip C, care are grad de libertate 0.
Nu toate conexiunile de tip C au grad de libertate 0. De exemplu, dacă înlocuiesc cupla asta de clasa 5 cu cupla de clasa 4, nu o să mai obțin grad de libertate 0. Dacă o să cresc numărul de elemente, hai să spunem, necontrolat, nu o să mai obțin grad de libertate 0. Da? Și de aceea, grupele cinematice sunt niște conexiuni de tip C speciale. Da? Iar prin definiție, conexiunile de tip C, care au grad de libertate 0 și în structură doar cuple cinematice de clasa 5-a, se numesc grupe cinematice. Da? Deci, cu ocazia asta am introdus inclusiv conceptul de grupă cinematică. Și putem să spunem aici, plus grupe cinematice. Grupe cinematice. Ok. A doua chestiune, ce vreau să o subliniez, este faptul că strict la nivel de grad de libertate, la nivel de grad de libertate pe care o introduce o conexiune de tip A minus 1, adică o conexiune din asta, și gradul de libertate pe care îl introduce o conexiune de tip B minus 1, vedeți, amândouă au grad de libertate minus 1. Da? Deci ele, strict din punctul ăsta, ar fi echivalente. Iar noi o să folosim această echivalență în transformarea instantaneu izocinetică. O să descriem procesul în detaliu, doar că aici am vrut ca să scot în evidență această echivalență. Practic, într-un mecanism pe care trebuie să-l transformăm instantaneu izocinetic și să producem un mecanism echivalent instantaneu izocinetic, în această situație o să ne bazăm pe această echivalență, iar cuplele astea de clasa 4-a le vom înlocui cu un element și două cuple de clasa 5-a. De ce este posibil acest lucru? Pentru că, din punct de vedere al gradului de libertate, ele sunt echivalente. Ok. În continuare o să trecem la grupe cinematice. Grupa cinematică. Prin definiție, grupa cinematică este conexiunea care are în alcătuirea ei sau în structura sa doar cuple de clasa 5-a și are grad de libertate 0. Așa cum am mai spus. Dacă se ține cont de aceste constrângeri, apar câteva configurații mai deosebite de hai să spunem, de conexiuni care se numesc grupe cinematice. Și atunci, se introduce grupa cinematică de clasa a doua și ordinul 2. Clasa grupei este dată de conturul poligonal cel mai complex al al elementelor care intră în alcătuirea grupei cinematice. Și aici conturul poligonal cel mai complex este pur și simplu o bară, iar clasa a doua se numără practic plecând din acest punct și câte laturi trebuie să acoperim ca să ajungem tot în acest punct și practic ar fi 1, 2. Da? Deci clasa a doua. Iar ordinul este dat de numărul de legături pe care îl poate realiza grupa cinematică cu alte elemente. În cazul nostru este ordinul 2 pentru că se poate lega cu două elemente învecinate. Da? Deci clasa și ordinul grupei cinematice. Iar această grupă cinematică se numește RRR pentru că are în structura ei doar cuple de rotație. Ca și alte variante de grupe cinematice de clasa a doua și de ordinul 2, avem RRT în care cupla aceasta de rotație este înlocuită cu o cuplă de translație. Și acum depinde de direcția din care se citește că se poate citi RRT sau TRR. Până la urmă e exact același lucru. Avem o grupă intitulată RTR, rotație, translație, rotație.
Apoi avem rotație, translație, 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 rotație, translație. Și există și grupe cinematice mai sofisticate. O grupă de clasa 3-a, ordinul 3. Clasa este dată de conturul poligonal cel mai complex. În cazul ăsta este un triunghi. Ordinul, numărul de legături cu exteriorul, se vede 1, 2, 3 legături cu exteriorul ale grupei respective. Clasa 4-a, ordinul 2, conturul poligonal cel mai complex e un poligon, un patrulater. Da? Ordinul este dat de numărul de legături cu exteriorul, respectiv clasa 3-a, ordinul 4, conturul poligonal este un triunghi, ordinul, numărul de legături exterioare. Da? Și în final, o să folosim aceste concepte de grupă cinematică sau grupă structurală sau grupă ASUR, chestiunile astea sunt sinonime, să folosim acest concept pentru, în fază de analiză, pentru a identifica aceste grupe cinematice într-un mecanism, dar scopul lor este mai degrabă în fază de sinteză, în care aceste grupe pot fi adăugate la un mecanism fără să-i schimbe gradul de mobilitate, obținând astfel mecanisme noi, care au alte tipuri de funcții sau mișcări, dacă vreți să le spunem așa. Da? În parte de analiză, un mecanism se poate analiza cinematic, dar și structural, împărțindu-l în grupe cinematice. Iar, așa cum vi se cere vouă pe parcursul acestui curs, vi se cere ca în faza de analiză structurală a unui mecanism să faceți și împărțirea în conexiuni și grupe cinematice, mai degrabă doar împărțirea în grupe cinematice. Și o să avem un exemplu în acest sens. Deci, mai departe la transformarea instantaneu-izocinetică și chestiunea asta ne permite ca să transformăm un mecanism care conține o cuplă de clasa a patra, una sau mai multe, dar ne referim pentru cazul simplu în care conține doar o cuplă de clasa a patra, dacă sunt mai multe, se repetă procesul. Dar dacă mecanismul conține o cuplă de clasa a patra și noi dorim să îl împărțim în grupe cinematice. Chestiunea asta nu e posibilă tocmai pentru că conține o cuplă de clasa a patra. Și atunci, pentru mecanismul respectiv, trebuie să aplicăm o strategie numită transformare instantaneu-izocinetică, astfel încât să transformăm acea cuplă de clasa a patra într-un lanț cinematic, dar care conține numai cuple de clasa a cincea. Pentru că, conform definiției, o grupă cinematică nu poate să conțină decât cuple de clasa a cincea. Da? Și atunci, dacă noi avem o cuplă de clasa a patra, nu putem să facem nimic. Ca urmare, transformarea instantaneu-izocinetică, strict din punct de vedere formal și al demonstrației echivalenței și valabilității metodei, am spus, atunci când am discutat despre conexiuni, despre echivalența, strict din punct de vedere al gradelor de libertate, între o conexiune de tip A și o conexiune de tip B. Da? Asta este o conexiune de tip A și în locul acestuia vrem să punem o conexiune de tip B care instantaneu, în acest moment, execută aceeași mișcare. Da? Deci este echivalentă instantaneu izocinetic. Iso înseamnă aceeași, cinetic, cinetic vine de la mișcare, kinetoterapie, terapie prin mișcare, cinematograf, desene care se mișcă, desene în mișcare și așa mai departe. Care e procedura pentru transformarea instantaneu-izocinetică? Să zicem că avem cele două curbe care, în final, produc cupla de clasa a patra. Aduc aminte faptul că o cuplă de clasa a patra poate să apară între camă și tachet, și acesta poate să fie profilul tachetului, și aceasta poate să fie profilul camei, sau la contactul dintre două rozdințate. Și acesta poate să fie un dinte al unei rozdințate și acesta poate să fie celălalt dinte al rozdințate cu care primul dinte intră în angrenare. Procedura spune în felul următor, că se iau centrele de curbură ale celor două curbe în punctul de contact. Și atunci, pentru această curbă, centrul de curbură
sau centrul cercului care aproximează curbura cel mai bine în, în punctul de contact, da? Acesta ar fi un cerc cu centrul aici. Ok? Asta e centrul de curbură pentru această curbă. În mod similar se construiește centrul de curbură pentru această curbă și ar fi un cerc aproximativ așa. Și avem cel de-al doilea centru de curbură aici. Da? Sigur că dacă punctul de contact își schimbă poziția, vor apărea și alte cercuri, respectiv centre de curbură. Dar pentru acest punct de contact, aici, centrele de curbură sunt astea pe care le vedeți. Și pur și simplu, pasul următor este că cele două centre de curbură se unesc. Da? Și acestea vor fi legăturile cu fostele elemente. Da? Deci, practic, de aici, plecând de aici, da? De la o cuplă de clasa a patra, o conexiune de tip A, pe care o transformăm într-o conexiune de tip B, adică un element și două cuple cinematice, care are ca și grad de libertate, un grad de libertate identic. Se vede că ambele au gradul de libertate minus 1. În continuare o să folosim această transformare instantaneu izocinetică pentru orice mecanism care are în structura lui o cuplă de clasa a patra, iar acel mecanism, noi dacă vrem să-l împărțim în grupe cinematice, atunci trebuie să aplicăm această transformare. Acestea sunt câteva aspecte teoretice, urmând ca efectiv pe un mecanism să discutăm în continuare pe un exemplu concret. În continuare, aș vrea să vă prezint un exemplu de analiză structurală, ținând cont de toate principiile și conceptele pe care le-am prezentat până acum. Sigur, nu exhaustiv. De exemplu, ideea de legături pasive și legături independente nu se regăsește aici. Dar, pentru început, acest exemplu este suficient de complex, pentru că conține o transformare instantaneu isocinetică. Dar bun. Practic, orice problemă de analiză structurală sună în felul următor, că se dă un mecanism, iar dacă acest mecanism s-ar da în realitate, dumneavoastră ar trebui ca pe baza mecanismului din realitate să construiți schema acestuia, schema cinematică acestuia. Și să spunem că această fază s-a realizat și s-a obținut această schemă cinematică. Tot timpul se procede la notarea cuplelor cinematice, respectiv a elementelor. Dacă ar fi să notăm elementele, tot timpul notăm cu 0 elementul fix și apoi, pornind de la elementul motor, tot timpul elementul motor este simbolizat printr-o săgeată, se va nota în felul următor. 1, acest element este elementul 2 și atenție că elementul 2 este un element complex de formă triunghiulară, un element ternar, în sensul că avem un contact aici cu, între elementul 1 și 2, iar tot acest element este unul singur, ca urmare se va mișca solidar, iar acest element va executa pur și simplu mișcarea aceasta de oscilație. Puteți să vă închipuiți că ar fi așa. Deci acesta tot este elementul 2, apoi elementul 3 și elementul 4. Astea ar fi elementele. Cuplele cinematice. Prin convenție, toate cuplele cinematice se notează cu litere. Și atunci avem cupla A, avem contactul dintre camă și tachet B, cupla aceasta este C, urmărim mecanismul D, E, F. Câteodată se notează și acest punct de capăt al elementului de execuție, să-i spunem
M. Dar atenție, să nu se facă o confuzie, capătul barei nu este o cuplă. Dacă ar fi fost o cuplă cinematică, ea ar fi trebuit să lege capătul barei de un alt element. E bine, aici nu este cazul, ca urmare, punctul M este notat ca un punct de interes. Doar ca să aveți în vedere și aceste chestii. Acum, după ce am notat și am contorizat toate elementele și cuplele cinematice, se va scrie gradul de mobilitate. Formula gradului de mobilitate, N este egal cu 3, pe lângă N minus 1, minus C4, minus 2, C5. Câte elemente avem? Avem 1, 2, 3, 4 și pe elementul fix 5 elemente. Cuple de clasa 4-a. Cuple de clasa 4-a, roată dințată, roată dințată sau camă tachet. Aici avem camă tachet, avem o cuplă de clasa 4-a, cupla B. Da? Punctul de contact este cupla B. Acest punct este cupla B. Cuple de clasa 5-a sunt în general cele de rotație și cele de translație. Avem o cuplă de rotație aici, care permite camei să se rotească față de elementul fix. Avem una, a doua, care permite elementului 2 să aibă mișcarea de oscilație față de elementul fix. A treia, care permite elementului 2 să se rotească față de elementul 3. A patra și a cincea. Deci avem 5 cuple de clasa 5. Și dacă facem înlocuirea numerică, avem 3 ori 4, 12 minus 1 și minus 10. În concluzie, avem rezultatul este egal cu 1. Da? Și ca număr de elemente motoare, și la acest mecanism avem un singur element motor, ca urmare, acest mecanism este un mecanism desmodrom. Ok. Am stabilit că mecanismul este desmodrom și vrem să facem împărțirea în conexiuni și grupe cinematice. Dacă ar fi să luăm toate conexiunile, ar fi conexiunile de tip A, care se referă la, practic, toate cuplele din acest mecanism. Și ar fi o conexiune de tip A aici, conexiune de tip A aici, o conexiune de tip A aici, o conexiune de tip A aici, aici, aici. Conexiune de tip B, care se referă la un element care are la capete două legături cu alte elemente. Că atunci ar fi elementul 2 și asta s-ar putea considera o conexiune de tip B. Apoi, asta s-ar putea considera o conexiune de tip B, asta s-ar putea considera o conexiune de tip B, asta s-ar putea considera o conexiune de tip B. Ok. Conexiuni de tip C, dar de fapt nu ne interesează conexiunile de tip C, ne interesează grupele cinematice. Și vrem să împărțim acest mecanism în grupe cinematice și constatăm că nu se poate face acest lucru pentru că avem o cuplă de clasa a patra care nu poate fi asociată unei grupe cinematice. Și aici intervine transformarea instantaneu-izocinetică, pentru că noi o să transformăm cupla asta de clasa a patra într-o conexiune, da, de tip B, care să nu aibă în structură decât cuple de clasa a cincea. Da? Și atunci aplicăm procedura de transformare a unei conexiuni, de tip A sau procedura de transformare instantaneu-izocinetică. Da? Și avem cele două curbe care intră în contact într-un punct. O să șterg acest punct B și să zicem că se dorește să se identifice centrul de curbură al acestei curbe. Dar curba aceasta este chiar un cerc și centrul de curbură este aici. Da? Și pentru curba aceasta, centrul de curbură ar fi, să zicem, într-un cerc, așa, aici. Da? Și atunci cele două centre de curbură se unesc și ca o chestiune geometrică.
Tot timpul, linia de legătură va trece prin punctul de contact. Da? Deci, când o să faceți construcții din acestea, eu mă aștept, da, ca această linie, acest nou element construit, sigur, un element virtual, da, că nu există, dar acest element să treacă prin punctul de contact. E o chestiune geometrică și de care trebuie să țineți cont, pentru că tangenta comună, da, este în același punct și se constituie într-o linie. Tangenta comună la cele două curbe în punctul de contact. Ok? Și atunci, practic, acesta este centrul de curbură al acestei curbe, da, care este, de fapt, gamma și se va uni cu centrul de rotație în felul acesta. Iar acest punct este centrul de curbură al acestui profil, da? Și se va uni cu fostul element, așa. Da? Și atunci se va obține un mecanism care în momentul acesta, în instanța asta, instantaneu, acest mecanism care va fi doar cu bare, execută aceeași mișcare ca și mecanismul original cu cam. Sigur, odată ce s-a deplasat, toată această procedură de înlocuire trebuie repetată. De aici și spune transformare instantaneu izocinetic. Da? Și acum, pe acest mecanism, avem avantajul că putem să-l împărțim în grupe cinematice. Iar împărțirea în grupe cinematice se face, hai să spunem, de la o ieșire din mecanism, și considerăm că asta ar fi o ieșire din mecanism, încercând să grupăm elementele în acele grupe pe care le-am prezentat anterior. Da? Și trebuie să ținem cont că împărțirea în grupe cinematice este unică. Deci mecanismul ăsta va avea o singură împărțire în grupe cinematice. Nu eu o să împart mecanismul într-un fel, altcineva o să-l împartă în alt fel. Nu. Este o împărțire unică. Iar împărțirea e în felul următor. Se consideră, hai să spunem, trei cuple cinematice, astfel încât să ne încadrăm într-unul dintre cazurile alea R, 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 D, D, R, D și așa mai departe. Și atunci, dacă se consideră cele trei cuple cinematice, de fapt, nu, altfel spus, pentru împărțirea în grupe cinematice se izolează elementul fix și elementul motor. Ăsta e primul pas. Da? Deci se izolează elementul fix ca și cum n-ar exista. Și elementul motor, care ăsta va fi elementul motor, deci și ăsta îl scoatem din mecanism. Și e ca și cum le-am șterge. Da? Ca și cum le-am șterge, așa. Asta înseamnă că se izolează elementul fix și elementul motor. Iar lanțul cinematic ce rămâne se dorește să fie împărțit în grupe cinematice. Și atunci o primă grupă cinematică este asta. Iar grupa asta cinematică poartă numele de RRT sau TRR, depinde cum citiți. Da? Iar această grupă cinematică poartă numele de RRR. Și după ce s-a încheiat împărțirea în grupe cinematice, practic se încheie și partea de analiză structurală a mecanismului.